Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va vedea în sfârșit cu Joe Biden. Vizita ucraineanului la Casa Albă a fost amânată de 2 ori din pricina situației din Afganistan, dar acum pare sigur că cei doi se vor vedea mâine. Zelensky merge în Statele Unite cu o misiune clară. The main purpose of this visit is for Presidents Zelensky and Biden to meet each other in person and to have an in-depth conversation on issues related to security of Ukraine. We continue to insist on the importance of opening NATO doors as wide as possible for Ukraine, and this will be the topic of our conversation with US administration. Zelensky a mai bătut la ușa americanilor și până acum. I think good phone call. It was normal. We spoke about many things. Mr. President, would you like President Zelensky to do more on Joe Biden? Thank you very much. It's a good honor. Thank you very much. Ucraina face în ultima perioadă eforturi consistente pentru a-și întări și relațiile cu aliații NATO din centrul și estul Europei, cum sunt Polonia și România. Dar miza discuțiilor de mâine rămâne o promisiune că americanii vor trece de la vorbe la fapte. США розуміють, є незгода європейських партнерів на надання ПДЧ для України і Грузії, особливо для України. Є побоювання конфлікту з Росією по цій темі. І Сполучені Штати, які зараз хочуть мати більше партнерства з Європою, з Німеччиною, вони змушені брати до уваги позиції європейських партнерів. Байден і Зеленський се вор ведя мине ла Каса Альба.